Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis că spitalele din județul Suceava, în care sunt internați și tratați pacienții cu gripă, au asigurat necesarul de medicament antiviral Tamiflu, respectiv peste 4.000 de capsule. DSP Suceava reamintește importanța aplicării măsurilor generale recomandate în contextul instituirii stării de alertă epidemiologică din cauza gripei. Astfel, specialiștii instituției recomandă contactarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolarea și eventuale investigații suplimentare și adresarea către centrele de evaluare sau centrele de permanență organizate la nivelul județului. Pentru a evita a virusului gripal și altor virusuri cu transmitere respiratorie, se recomandă utilizarea de batistă de unică folosință, menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție. Pentru populația expusă la risc crescut de îmbolnăvire sau complicații ale gripei, persoane cu vârste de peste 65 de ani, gravide, persoane imunodeprimate, persoane cu afecțiuni cronice, respiratorii sau cardiace, este recomandată vaccinarea antigripală. Reamintim că până acum, în acest sezon rece, în județul Suceava s-au înregistrat două decese din cauza gripei, pe fundul unor afecțiuni preexistente. Totodată a fost semnalat și primul caz de florona, în data de 13 ianuarie. Este vorba despre un bebeluș de 5 luni internat la Spitalul Județean de Urgență Suceava, deoarece prezenta stare generală alterată și febră. A fost testat pentru COVID-19 și gripă, iar Rezultatul testelor rapide au confirmat atât gripa cât și COVID-19. Copilul este internat în secția de boli infecțioase a Spitalului Județan din Suceava, iar medicii sunt optimiști în privința stării lui de sănătate.